Bună ziua, dragilor! Bine v-am regăsit la un nou minut de conștientizare. Continuăm cu cei născuți în ziua de 11-a oricărei luni, pentru că ne dorim noi așa să vedem ei ce greșeală majoră au făcut în viața trecută. Mm, ia să vedem ce ziceți voi că ar fi aici. E eh, aceștia dacă pică în a doua lor natură, care apropo oricum o au, doar necesită activată, ca noi toți de altfel, ce au făcut, ce au făcut? Au utilizat peste măsură forța psihofizică. Au pus presiuni tot felul, de la cele administrative, psihice, fizice, bineînțeles, de care am spus, inclusiv șantaj um, și material presiuni și orice presiune informațională, morală, politică și așa mai departe, care le pica la îndemână, au pus presiuni. Multe, 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 multe presiuni. Ei, ce, în viața aceasta au tendința să ce? că li se pună presiuni. Așadar, voi aveți parte de foarte multe presiuni asupra voastră. Și prima presiune pe care o puneți este voastră. Voi înși vă aveți tendința să puneți multă presiune asupra voastră. Ca plată karmică, într-adevăr, veți suporta astfel de presiuni și deja am folosit cuvântul de foarte multe ori. Așadar, vin cu întrebarea de conștientizare dacă nu ea deja s-a produs. Dăm exemple din viața ta sau când au fost acele momente în care tu, momente în care tu ai simțit presiunea asupra ta. De orice fel. Hmm? Vă doresc spor la conștientizări.